emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta proiectele pe care le au în condițiile în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, se află domnul Tiberiu Barstan, candidat AUR pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Și domnul Paul Potecă, de asemenea candidat al Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Cu forțe proaspete, așa, la mijlocul campaniei electorale, să spunem, că ne apropiem așa ușor, ușor de prima jumătate a campaniei electorale. Mai aveți forță? Trebuie să fie musai, pentru că e o perioadă în care noi trebuie să ne facem și noi ca oameni vizibili, proiectele noastre, soluțiile, și nu e o activitate chiar ușoară, având în vedere că mare parte la noi din oameni nu au mai făcut politică, nu știu ce înseamnă campania. Aici trebuie să fii cam 24 din 24 activ, implicați, și eu consider că până acum am avut o campanie destul de bună. Am ajuns în foarte multe comunități, am discutat cu oamenii, probleme sunt multe. Din păcate, soluțiile și ceea ce ne-au obișnuit actualii comasați în 34 de ani și tot trâmbițează la fel, că au soluții, au rezolvări, au proiecte. Fac aceste lucruri numai în campanie. Pe urmă, la implementare, acolo e problema. Sunt 4 ani de zile în care uită complet de comunități, uită complet de proiecte, de soluții. Noi, ca structură politică nouă, ceea ce spunem, vrem să ne și ținem de cuvânt. Am aprofundat destul de bine problemele de la nivel de județ și de la nivel de comunități. Considerăm că prin chestiuni simple se poate aduce o îmbunătățire vieții și activității oamenilor, a mediului privat. Nu sunt chestiuni complicate. Eu cred că o eficientizare mai bună a aparatului administrativ ar fi prima soluție, primul lucru care ar trebui făcut. Cum considerați că s-ar putea face acest lucru? Păi simplu, sunt evaluări care se pot face, găsim fel și fel de persoane care ocupă funcții și nu au nicio pregătire, nicio expertiză, sunt acolo doar pentru faptul că sunt membri de partid, ori ei merg, au o direcție creonată de unii oameni care, părerea mea, își vânează doar interesul lor personal și a grupurilor care îi sprijină și îi susțin să ajungă în administrațiile publice locale. De ce ar crede hunedorenii că dumneavoastră, odată ajunși în aceste fotolii, în aceste funcții, ați face diferit lucrurile? Păi, avem și un istoric în Consiliul Local Deva, în care noi am urmărit și am apărat interesul cetățeanului atât cât am putut. Suntem doi consilieri locali acolo. Noi n-am deviat de la ceea ce ne-am propus, am respectat linia, ne-am implicat și am fost mereu între oameni, în comunități. Am avut sute de audiențe, nu știu dacă alți consilieri au avut, să zic așa, un volum de muncă cum l-am avut noi. Rapoartele de activitate se întind pe o grămadă de col de hârtie unde am arătat ceea ce am făcut, intervențiile noastre. Din păcate n-am fost vizibil în mediul, să zic, la televiziuni, știind foarte bine că 80-90% din presă agrează cam pe persoanele care sunt la putere. Dar am dat din coate, am încercat să fim mai mult între oameni decât pe online, și eu cred că aceste lucruri se văd și în sondajele care sunt la nivel de Deva, pentru că au mai venit și niște informații și un lucru bucurător. Oamenii pe care avem, echipele, cumva convinc cetățenii că suntem o alternativă viabilă, o alternativă sănătoasă, echipă care
În mod sigur, dacă va ajunge în administrația județeană și respectiv în administrațiile locale, va face ceea ce trebuie pentru ca oamenilor să le fie mai bine. Cât de mult contează interacțiunea aceasta pe care politicienii o au în mijlocul oamenilor? Pentru că, și vă întreb aici, domnule Potecă, pentru că sunt destul de mulți tineri care tind așa să fugă de politică, să fugă de implicare, dar avem și excepții, bineînțeles, și ajută cu ceva această interacțiune directă cu tinerii, toți unedorenii până la urmă. Eu tot timpul am fost de principiu că interacțiunea cu omul este cea mai importantă și cea mai bună campanie este acea campanie când te duci și vorbești cu omul, identifici problemele pe care le are, îi ascuzi necazurile, îi ascuzi doleanțele. Cred că cu toții încercăm și noi cei de la Alianța pentru Unirea Românilor în special, încercăm să luptăm pentru județul Hunedoara, încercăm să aducem un suflu nou în județul Hunedoara, încercăm să atragem tinerii înapoi acasă, nu vrem să mai lăsăm tinerii să plece în alte județe din țara aceasta, vrem ca tinerii să se întoarcă în județul Hunedoara și cel puțin eu personal pentru asta militez, de asta am venit și în acest partid. Partidul acesta dă o șansă tinerilor, într-adevăr, prin muncă, dar prin muncă vin și realizările. Nu suntem considerați în acest partid ca în partidele tradiționale, doar lipitori de afișe și mâna a doua de lucru, cum să spun așa. Nu, avem, plecăm cu o șansă egală, ca și seniorii, și împreună cred că putem să schimbăm lucrurile în județul Hunedoara și să încercăm noi tineretul să ne întoarcem acasă și să muncim aici, să trăim în județul nostru, să nu mai plecăm prin pribegie, cum se spune. Ce ați putea face pentru acești tineri să se întoarcă, ba mai mult decât atât, cei pe care îi avem aici în județul Hunedoara, să nu fie tentați să plece sau și dacă urmează cursurile unei facultăți într-un alt mare oraș din țară, să revină aici, să nu rămână în acele orașe sau să plece în străinătate, pentru că avem atât de multe astfel de exemple. Păi cred că cel mai important lucru este să investim și să încercăm să atragem cât mai multe firme și să creăm locuri noi de muncă și să oferim tinerilor șansa să se dezvolte în județul Hunedoara, să le oferim oportunitatea de a-și deschide niște afaceri, să le oferim niște facilități și să le creăm și niște drepturi, să se simtă bineveniți la ei acasă, să nu simtă doar că principalii angajatori în județul Hunedoara sunt doar primăriile și Consiliul Județean și să le oferim niște locuri de muncă corecte, bine plătite, cum își dorește toată lumea. Să înțelegem că această colaborare, acest parteneriat public-privat ar fi cumva salvarea, să spunem așa? Ar fi unul dintre chestiunile care, în mod sigur, ajuta tinerii să rămână aici, pe lângă faptul că avem nevoie de niște centre universitare. Tineretul nu mai trebuie să meargă pe la Cluj, Timișoara, unde părinții își cheltuie și o grămadă de bani, știm foarte bine costul chirilor care sunt, deplasările. Cred că soluții sunt, dar totul depinde de noi. Legat de investitori, avem și o problemă, vin în județul nostru, și o problemă generală, la nivel național, forța de muncă calificată, că am plecat prin alte țări. Ori ei își fac analiza și dacă nu găsesc resursă umană ca să poată să-și desfășoare activitățile, caut alternative, inclusiv fiscalitatea asta care termină pe mulți la noi, să nu uităm, taxa pe muncă, pe firme, pe venituri e destul de mare. Dacă nu se creează la nivel național o gândire mai bună, care să vină în sprijinul investitorilor, eu cred că premisele sunt destul de dezastruoase și sper să nu devină un proces irreversibil. Soluții sunt, astea sunt chestiuni care țin de cei care sunt la guvernare. La nivel de județ, să pot face multe, partea asta turistică, cred că e o pită de mâncat pentru toată lumea. Tot trâmbițăm, discutăm, vorbim, dar nu face nimica. Avem 8-9 ani de zile în care noi suntem tot în regres, pe partea de turiști, pe partea de vizitatori, pe partea de infrastructură, promovare. Nu e suficient să ai un site în care să-ți prezinți
obiectivele istorice, locurile unde poți turiștii să vină. Mai trebuie să târgurile internaționale, unde trebuie să avem o prezență, trebuie să avem deschidere pentru anumite asociații care la nivel european au milioane de membri, discutat cu ei, promovat, făcut parteneriate. Ar mai fi, având în vedere că suntem și un județ cu mare parte din industrie care e închisă, s-a pus lacătul, partea asta minieră. În Polonia, în Slovacia, în alte țări s-a dezvoltat foarte mult turismul minier. Să fac trasee, oamenii se duc la mine, avem și în zona Bradului o zonă, să zic, destul de ofertantă din acest punct de vedere, exact. Din păcate n-am văzut nimic în direcția asta. La fel Valea Jiului. Am putea da de lucru la foarte mulți oameni pe partea asta și, în mod sigur, turismul în viitor, dacă avem o strategie clară și aplicată, corectă, e o sursă de venituri pentru, atât pentru bugetul OAT-urilor, județul și respectiv oamenii, care fiecare pot să își asigure un minim necesar pentru a trăi, pentru cheltuiele. Aveți o strategie în acest sens de a dezvolta și această latură a turismului, să spunem? Noi pe asta am zis că ne focusăm. Industria n-are rost să mai vorbim. Micile afaceri, eu cred că aici ar trebui producătorii locali sprijiniți. Astea o să fie motorul județului, să zic, pe partea de dezvoltare. Clar, turismul. Mai sunt și unele chestiuni care țin de partea asta sportivă, unde neapărat trebuie să investim în... pentru că sportul în sine e o educație, te formează ca om, caracterul... Și vedem ce se întâmplă în aceste zile și la Hunedoara și cumva mulți simt la fel, simt așa într-o comunitate, indiferent că vorbim de Brad, de Simeria, Hunedoara, Deva, toți s-au unit cumva. Sportul, da, unește oamenii, aduce fericire. Am văzut, a fost o perioadă de bucurie maximă la nivel de, și de județ, numai de Hunedoara. Aceste discipline, sportul, pentru ele ar trebui create niște infrastructuri, baze multifuncționale. Din păcate nu s-a prea insistat în această direcție. Tinerii, de altfel, sprijiniți să facă performanță. Cred că mare parte din sportivi nu poate să-și îndeplinească visul datorită lipsei numai infrastructurii și a finanțărilor. Sunt sportivi care sunt dotați, vor să facă performanță, dar n-au partea financiară asigurată pentru a se deplasa la concursuri internaționale și a ne face județul cunoscut. Sunt multe lucruri care, eu zic părerea mea, dacă în perioada următoare noi ca echipă ce ajungem unde suntem, le implementăm într-o perioadă de scurtă de timp, o să vină și rezultatele. Dar asta vă spun, cu gândirea clasică a actualelor partide, nu putem spera la progres, nu putem spera la lucruri mai bune. 34 de ani s-a văzut exact unde ne-au adus și asta vă spun, dacă nu facem ceva noi ca oameni să ne îmbunătățim viața, modul de a trăi, o să ne fie din ce în ce mai greu. Dacă îmi permite să intervin și eu. Vă rog. Ca să facem toate lucrurile astea, cred că ar trebui să avem o mai bună evidență a cheltuirii banului public și o transparență mult mai mare, ca să putem să realizăm toate lucrurile acestea pe care colegul meu, Tibi, le-a relatat. Altfel, nu o să putem să facem nici performanța care ne-o dorim în sport, nici... Adică, haideți să fim mult mai transparenți în ceea ce se întâmplă cu banul public și în cheltuirea banului public, atât la nivel județean, cât și la nivele locale. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare, să spunem, din punct de vedere al transparenței cheltuirii banului public? Ce ar trebui să faceți? Deci, sau ce vă propuneți să faceți? Mai făcând o analiză a site-ului Consiliului Județean, într-adevăr, transparența decizională există pe site-ul Consiliului Județean, doar că informația este foarte brută, ca să spun așa, adică sunt postate proiectele de hotărâri, hotărârile, există o parte de achiziții publice unde sunt postate firmele care sunt câștigătoare, firma respectivă, sunt caiete de sarcini postate și așa mai departe, dar ca informația să ajungă tuturor cetățenilor județului Hunedoara, ar trebui creată o structură și respectiv noi ne-am gândit să inițiem un proiect prin care să creăm un birou la nivel județean care
să se ocupe de partea de transparență, în sensul în care la început se câștigă un contract, spre exemplu, de reabilitarea unui drum județean. Biroul respectiv, la începutul, înainte să înceapă lucrarea, va trebui să se ducă să se documenteze cine este firma respectivă, care este suma care, cu care se va reabilita drumul, care este durata de execuție, când este termenul de începere a lucrărilor și toate aceste informații să se posteze pe site-ul Consiliului Județean. Să existe o pagină de Facebook promovată în așa fel încât informația să ajungă la toți locuitorii din județul Hunedoara. Chiar informația să fie transmisă într-un ziar. Și acest birou, odată la două săptămâni, să meargă pe teren și să verifice stadiul lucrărilor. Și în acest fel, de la începutul lucrării și până la sfârșit, oamenii sunt informați cu privire la desfășurarea lucrărilor și dacă s-a finalizat la timp. Dacă nu se finalizează la timp, de ce? Cine este răspunzător? Ce penalități sunt? Eu cred că asta își dorește toată lumea. Adică, vă dau un exemplu, da? Pistele de biciclete din Deva. Și asta nu este cu referire la nimeni. S-au început lucrările, s-a creat un haos generalizat la nivel de municipiul Deva. Nimeni n-a știut când încep lucrările, când se termină lucrările, de ce s-a ales să se facă atunci, de ce s-a ales să se spargă tot orașul și nu s-a făcut pe bucăți. Adică nimeni n-a transmis concret această informație și au apărut tot felul de discuții între cetățenii din municipiul Deva. Inclusiv și noi ne-am întrebat de ce s-a făcut în modul ăsta. Ei, pe când dacă exista acest birou care venea și informa periodic oamenii și le spuneau trebuie să facem bucata ele există, asta. Dar nu funcționează. Și la primărie, la nivel, sunt fel și fel de birouri, fel și fel de specialiști, comunicatori, plătiți destul de bine și, din păcate, nu își fac treaba. Oricum, nici oamenii nu înțeleg prea mult din aceste lucruri. Eu, părerea mea, odată la o investiție asumată, licitația făcută, contractată, iată să încadreze undeva în termen. Noi, la toate investițiile, avem termene depășite de multe ori și de două, trei ori. Și de ce credeți că se întâmplă acest lucru? Că nu este un caz unic cel prezentat puțin mai devreme de domnul Potecă. La Deva simplu, vă dau. Păi cum să faulteze deal-ul când el are interes acolo cu firmele? Nu interesul cetățeanului. Am sesizat de multe ori să se ia măsuri legate de mizeria, de ceea ce se întâmplă, de problemele cu accesurile, de securizarea zonelor unde au loc șantierul. Nu s-a întâmplat nimic. Am luat atitudine vis-a-vis pe lângă periferia Devei, e plin de gunoaie. Nimeni n-are nicio problemă. Iar e o încrengătură. Cine administrează orașul? Nu primarul, nu primăria, nu aparatul dânsului. Dacă lucrurile astea s-ar face etapizat și s-ar face niște informări concrete și corecte, s-ar lăsa mult mai puțin loc de interpretări. Și nu ar mai fi discuții că s-ar frauda sau că cineva ar avea un interes acolo. Din punctul meu de vedere, bani sunt, problema că anumite, și la nivel de județ, la nivel de OAT-ul Deva, la toate OAT-urile, oportunitatea lor e cam greșită. Ne orientăm foarte mult pe partea asta cu asfaltările. De fapt, multele văd sunt fel de cârpeli, improvizații, lucruri care nu aduc valoare comunității. Strategia asta e total greșită. Sunt anumite direcții unde poți să mergi să îmbunătățești viața oamenilor în comunități, să le crești confortul, dar mereu insistăm pe acelea lucruri. De 34 de ani tot facem canalizări, apă și tot n-avem. Dacă mergem în multe comune și în multe sate, chiar oamenii stau tot cu haznaua în curte, sunt și instituții care nu au rețea de apă și canalizare. După 34 de ani, pe noi ne punem întrebarea, ăștia când ia să mă mir că nu au rușine, dar nu mai au bun simț. Când vin și ne trâmbițează, noi facem, noi dregem, vă aducem lumina în sat, vă prosperitate, vă aducem investitori. 34 de ani nu au adus nimic, ba mai mult au și plecat. Cum se explică lucrurile astea? Asta înseamnă o administrație prost făcută, oamenii incompetenți care nu știu să-și facă treaba, sunt doar niște trepăduși acolo, mare parte dintre ei puși, să-și iau un salariu, să treacă luna, să meargă leafa. Ori nu întreabă nimeni, băi omule, tu ce plus valoare ai adus pentru comunitate, pentru funcția care ai, pentru jobul care l-ai? La privat mai vine șeful, te mai trage de mânică, bă, George, tu n-ai făcut asta. Acolo nu. Mă uit și în cadrul primăriei, am întrebat, m-am uitat în urmă, am și obosit vreo 12-13 ani,
N-am văzut măcar o mustrare scrisă pentru un funcționar public, nu vedeți ce s-a întâmplat cu telecabina, cu pistele de biciclete. Nimeni poate nu e responsabil. Poate și-au făcut datoria exemplar și atunci nu a fost necesar să fie sancționați în vreun fel sau altul, nu? Păi toate lucrurile, investițiile sunt cu probleme mari, nu să zic chestii mărunte. Ar trebui dar să nu... începem să tragem la răspundere firmele care nu-și fac treaba bine. Păi să vă dau un exemplu, mă scuzi, Paul, să nu uit ideea. Pe lângă salariile care le au, mulți sunt implicați direct, știți bine, sunt niște bonusuri pe partea de investiții cu fonduri europene. Nu și-au niște procente de acolo, da? Înseamnă că și lucrează pentru acele proiecte. Dacă am pierdut proiectele și finanțele și lucrurile n-au fost implementate la timp, e de ce nu dau bani înapoi? Și bagă la pormoneu acolo, las că stau bine. Deci, așa ca bun simț, băi, frate, vezi, am pierdut lucrări, investiții. Nu avem o lucrare terminată, lucrări pe finanțări, pe fonduri de un an, doi, sunt tot în derulare, tot investiții. Acum umblăm și la bugetul TV ca să le scoate cumva la capă. Dacă nu le scoate, tot să dăm toți banii înapoi. Și atunci vine un haos. Vă dați seama, la primărie să te trezești pe... sunt undeva în jur de 60 ceva de milioane de euro, aia înseamnă bugetul de investiții al DV pe 10-15 ani. Păi ce facem? Atunci nu mai e nici bani de cărpit, gropile din asfalt nu mai avem. S-au greșit total și cu bulevardul, asfaltarea. Acum 6 ani s-a făcut, acum revenim, îl facem, ori străzile periferice sunt jalnice. Circulăm numai pe bulevard, ce facem cu cetățenii de pe aceste străzi? Chiar nu, de asta vă spun, oportunitatea și viziunea edililor a conducerii județene e total greșită. Și insistăm în aceeași direcție, mereu. Și care este viziunea dumneavoastră, a celor de la Alianța pentru Unirea Românilor, pentru a face diferit lucrurile, să spunem? Păi și asta pentru spuneam, a avea, cumva, rezultate nu doar, cum spuneați, de o asfaltare, o bordură și așa mai departe, ci o dezvoltare la nivel macro, să-i spunem. Și pe termen lung. Băi, spui, pe Deva, e simplu. Fiind și candidat la Consiliul Local și consilier, am avut un proiect acum 4 ani, l-am discutat în cadrul primăriei. Ne dorim să facem un centru de agrement și relaxare multifuncțional, în care să găsim, te duci, servicii pentru toate categoriile sociale, bătrâni, vârstnici, seniori, mă rog, ca să nu, copii, mame, cam pentru toată lumea, să meargă acolo să nu se plictisească. În care avem grădină zoologică, grădină botanică, bazin de not, loc de tenis, fotbal, o bază sportivă multifuncțională, avem pe malul Mureșului Digu, care poate să poate face o pistă de biciclete de 18-20 de kilometri pe coma digului, cu intrare din Sântual, ieșire la cetate, în partea altă, dincolo de dig, se poate face un loc de campare pentru rulote, avem o delta artificială unde găsim fel și fel de specii de păsări, sunt pești, se poate amenaja niște pontoane care nu necesită autorizații, niște bărcuțe, se poate face pe cursul Mureșului, să zic, trasee pentru turiști. În plus, deci acolo pescuitul, iară, se pot face concursuri sportive, se pot face un club de caiac, în partea din coace de Mureș, dezvoltat o bază multifuncțională, în care v-am spus să găsim un parc cu grădină botanică, cu animale, cu un pavilion de evenimente. Toate evenimentele au loc în oraș. Când facem colo, când dincolo, eu zic acolo gândit un complex de așa, în așa măsură, inclusiv să aducem din zonele noastre tradiționale toate căsuțele, exact cum sunt ele, și acolo doresc să văd cum se făcea mămăliga, să gust. Mă duc la casa de la pădureni, a pădurenilor, unde mănânc o mămăligă, o tocăniță, și aici ajutăm și producătorii locali. Un complex de ăsta poate genera 400-500 de locuri de muncă, bani la bugetul primăriei. Vă garantez, într-un an de zile, într-un an jumate, se poate realiza acest bani complex. Și pentru județul Hunedoara, și am crește enorm numărul de turiști. Bine, turistul, bun, vizitez cetatea. De pe cetate văd acest complex. Hai să vedem ce e acolo. Bun, ieșeau și informațiile. Și te duci și garantat într-o zi de dimineața până seara nu te plictisești cu copilul, cu nevasta, cu părinții, cu... cumva omul să se simtă relaxat, să se simtă liniștit. Copiii, dacă doresc, au să aibă locurile lor de joacă, părinții, dacă vor, pot să aibă fel și fel de activități, acolo inclusiv degustări de vinuri, produse de-a noastre tradiționale. E un proiect
care l-am de mai mult an, l-am tot gândit, l-am discutat în cadrul primăriei, n-au avut deschidere, acolo și o zonă unde terenurile sunt foarte ieftine, nu sunt costuri mari. Să vă gândiți, am luat terenul de la, pe depozitul 1 milion și ceva de euro. Aici putem achiziționa 12-14 hectare de teren cu banii aceștia și mai și rămân pentru investiții. Această investiție, undeva 70-80%, sunt linii de finanțare care pot... Ați fi identificat, să da, înțelegem, am, liniile cu povești, de finanțare. Și eu zic că acest centru va crește foarte mult, să zic așa, numărul turiștilor la noi județ și plus pentru cetățenii Devei și nu numai, că pot să vină și, în mod sigur, o să vină și din județ, un loc în care să te duci cu familia, să te simți bine, să ai alternative, să faci sport, să faci mișcare, să mănânci sănătos. Deci e un lucru care nu înțeleg de ce tot insistăm, betoane, asfalte, pavaje. Hai să vedem ce facem cu viața noastră, cu confortul nostru de zi cu zi. Mereu insistăm să facem confort la mașini sau în loc de parcare. Ce facem noi ca oameni? Ce facem cu copiii? Trebuie să le oferim mișcare, trebuie să le oferim educație. Cum oferim? Stând pe tablete sau, mă rog, nu mai ieșim din casă, că avem frici și spaime. Știm foarte bine și partea cu drogurile, ce s-a întâmplat. Suntem un județ în care suntem în top 3 pe țară. Nimeni nu are nicio problemă cu asta. Și vorbim de copiii noștri, de siguranța lor, în școli și peste tot și pe stradă. Se pot face lucrurile altfel și în ceea ce privește acești tineri, copii, pentru că deja vorbim de vârste tot mai frage, de la care încep să consume diferite substanțe. Puteți face sau ați putea face ceva mai mult pentru ei? Eu cred că asta este o problemă la nivel național. Cu siguranță, la nivel mondial, cred. La nivel mondial și cred că ar trebui înăsplite legile privind traficul de droguri. Legi sunt, dar nu sunt aplicate. N-avem structuri. Nu prea țin pasul cu cei care exact. Și din păcate, în ultimii, după pandemie, droguri. Atunci a explodat partea asta cu drogurile. Izolarea în casa copiilor, problemele cu joburile la părinți, discuțiile și copiii cumva au căutat refugiile. Atunci trebuia interveni și stopat. Da, dar și instituțiile ar avea, unele dintre instituții ar avea aceste pârghii, să spunem, pentru a crea poate centre speciale, poate, nu știu, pentru că tot venim și informăm, vorbim de prevenire. Aici se dau niște, că întrebam pe mulți din instituții, cum fac prevenția. Păi vine cu o hârtiuță și o dă polițistul. Păi copilul când a văzut polițistul se cam topește. Știm prima reacție care e. Acolo trebuie să meargă psihologul, doctorul, să discute cu ei, să aibă discuții cel puțin o dată pe lună, în care să prezinte problemele care decurg din consumul acest de droguri. Pentru asta trebuie să avem în școli și acei psihologi, acei medici școlari, oameni pregătiți pentru pregătiți să facă față. Momentan, din punctul meu de vedere și când eram eu în liceu, medicul școlii, când te duceai, te durea ceva, îți dădea un agocalmin și te trimitea înapoi în clasă. Ori asta nu cred că mai merge în zilele noastre și cred că ar trebui să se facă și în școli o informare corectă și chiar să se arate exact cu subiect și predicat ce conțin acele otrăvuri pe care copiii le consumă. Poate așa iar determinat să gândească de două ori înainte să consume aceste droguri. Aici cred că ar trebui să ne unim toți instituțiile, cei din administrația publică locală și părinții. Pentru că aici cumva e o culpă comună și părinții tratează cu indiferență, cam o pleca copilul la școală, treaba lui ce face, vine acasă, am problemele mele, el și ea are preocupările lui, nu mai discutăm nici cu ei. Nu știu, vremurile astea parcă ne-au făcut mai indiferenți la ceea ce se întâmplă lângă noi. Oricând vorbim de copii, trebuie să fim copii noștri, trebuie să fim mult mai implicați, să vedem problemele care se confruntă. Avem și aparatul ăsta educațional care suferă ca în toate instituțiile. Nu mai avem pedagogii care erau odată. Să captiveze copiii, să fie atenți, să respecte pe profesor și să asculte ceea ce spun ei. Suntem la final de emisiune, a trecut foarte repede timpul și o să vă rog pe fiecare să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, pentru că, așa cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale. Domnule Potecă, vă rog. În primul rând vreau să le mulțumesc hunedorenilor că peste tot unde ne ducem sunt foarte receptivi și sunt alături de noi. Vreau să le transmit că avem nevoie de o schimbare în județul Hunedoara. Noi putem să fim schimbarea de care județul Hunedoara are nevoie
și să aleagă cu capul în 9 iunie și să își dea seama că timp de 4 ani nu vor mai putea să schimbe ce nu au schimbat până acum, dacă aleg corect sau nu aleg 9 iunie. Și să voteze AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Domnule Barsan, vă rog. Eu am încredere că la cum decurg lucrurile, românii și-au deschis cumva mintea, au văzut că aceste partide clasice, aceste grupuri de interese, că nu pot să le numesc partide politice, au uitat complet de interesul național și interesul al nostru, al tuturor. Noi suntem o alternativă nouă, ne bazăm mult pe niște principii după care funcționăm de 4-5 ani de zile, unii de când ne-am născut, nu ne abatem de la ele, trebuie să aibă încredere în noi, trebuie să dea o șansă unui partid nou. Am dovedit în acești 4-5 ani, când au fost probleme, am fost și am luat, să zic așa, apărarea oamenilor, am inițiat proteste, am încercat să facem tot ceea ce e mai bine pentru a nu le știbi, să zic, drepturile și libertățile, dar trebuie să ajutăm acest proiect oamenii pe care are să ajungă în administrațiile publice locale, să ajungă în Parlamentul European, pentru că acolo contăm cu adevărat. În stradă e foarte greu să schimbăm modul nostru de viață, de a trăi, ori dacă ajungem acolo vom face tot ce trebuie să fie mai bine în țara asta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnilor, pentru prezență, mult succes vă doresc, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!